În ultima perioadă auzim des de conspirații, de la cele uzuale cum că extraterestrii au construit piramidele și mai toate clădirile importante până la cele de actualitate cum că Bill Gates ar avea legătură cu pandemia și 5G-ul. Astăzi vorbim despre ceva foarte interesant care te va pune pe gânduri. Cum ar fi dacă ți-aș spune că o parte din istorie este inventată pentru a îndeplini mofturile unui conducător? Ei bine, așa cum vom vedea în continuare, un curajos pune bazele acestei teorii și ne lasă pe noi să decidem dacă este adevărată. Teoria timpului fantomă este o teorie a conspirației care susține că anumite perioade din istoria pe care noi o cunoaștem au fost adăugate abuziv, ba chiar mai mult, au fost inventate fapte istorice precum evenimente și personaje pe care noi le cunoaștem și considerăm că am ajuns în punctul în care suntem astăzi datorită lor. Aceste evenimente introduse cu forța au prelungit artificial istoria, cel puțin conform teoriei despre care discutăm, fiind vorba de o perioadă perioadă de aproximativ 300 de ani. Vă puteți închipui de câtă imaginație ar fi nevoie ca cineva să inventeze evenimente și personaje istorice pe o perioadă așa de lungă de pe tot globul? Totuși, acest lucru ar fi posibil fiindcă niciunul dintre noi nu a fost acolo să confirme existența acelor ani, corect? Teoria timpului fantomă propusă în 1991 de către Heribert Illig este o teorie care dorește să demonstreze faptul că timp de aproape 300 de ani istoria nu a existat cu adevărat. Conform acestei ipoteze, unele perioade ale istoriei, în special cea a Europei din timpul Evului Mediu-Timpuriu, nu au existat și s-a încercat mușamalizarea acestei perioade pierdute. Iliga a presupus că acest lucru a fost realizat prin falsificarea și modificarea unor documente în așa fel încât să pară că sunt adevărate. El a conceput această teorie după ce a analizat așa zisul Evul Mediu întunecat fiind inspirat de către Emanuel Velikovski care a atras atenția asupra unor contradicții în istoria veche. Pe Velikovski l-au interesat cel mai mult perioadele de timp în care nu existau dovezi concrete precum descoperiri arheologice care să ateste 100% că relatările scrise coincid cu descoperiri din aceeași perioadă. În final s-a ajuns la concluzia că dacă aceste domnii nu erau concretizate în scrieri, nu au existat și astfel s-a creat o teorie a conspirației. Heribert Ealing sugerează în lucrările sale că cei 297 de ani nu au existat niciodată și au fost introduși din motive obiective. ILIG susține că împăratul Sfântului Imperiu Romano-German Otto al III-lea în complicitate cu Papa Silvestru al II-lea și probabil și cu împăratul bizantin Constantin al VII-lea ar fi realizat sistemul de datare Anno Domini, în așa fel încât ei să apară în anul 1000 și să rescrie în felul acesta istoria. Motivul este că aceștia și-au dorit să prindă anul 1000, pentru că 1000 părea mult mai semnificativ, mai ales că anodomia, adică AD, înseamnă anul domnului. Conform spuselor lui Ilig, acest lucru a fost realizat prin inventarea unor documente false, a unor evenimente false și a unor personalități false, tocmai pentru a celebra sfârșitul primului mileniu cu 297 de ani mai devreme. Otto și complicii săi ar fi umplut acest gol de trei secole cu evenimente istorice extrem de interesante dar care nu s-au petrecut niciodată fiind inventate total. În acest fel, o perioadă de aproximativ 300 de ani a fost adăugată în calendar și pe lângă aceasta și evenimente istorice importante, care în realitate nu s-ar fi petrecut niciodată și mai mult decât atât, oferindu-ne percepția greșită cum că am trăit în anul 2020, în timp ce noi suntem de fapt în anul 1723. Unii oameni de știință nu au fost așa entuziasmați de această teorie, astfel încât ei s-au împărțit în două tabere. Unii precum aceștia au acceptat teoria lui Lig, dar cei mai mulți cercetori, cercetori, au ales să nu creadă în această teorie și să o trateze așa cum este de fapt în acest moment, ca pe o teorie conspirațională. și totuși Ilig este destul de convins că a găsit ceva. Acesta se bazează pe lipsa dovezilor arheologice care să demonstreze că aparține exact perioadei dintre 614 și 911, perioadă pe care acesta o consideră falsă. După cum bine știm, Imperiul Roman de Apus s-a prăbușit în anul 476. Acest lucru i-a dat de gândit lui Ilig care vrea să-și demonstreze teoria folosindu-se de acest lucru, mai exact de prezența arhitecturii romanice în secolul X. Elementele arhitecturale pot fi găsite în Europa de vest, însă ceea ce îl nemulțumește pe autor este apariția acestor elemente arhitecturale la aproximativ 500 de ani după decăderea Imperiului. El este sigur că la mijloc este împăratul Otto al III-lea. Încă un argument al lui Ilig care își propune să își demonstreze teoria este relația dintre calendarul iulian și cel gregorian. Calendarul iulian introdus chiar de Iulius Cezar prezintă o diferență față de anul tropical de aproximativ o zi pentru fiecare secol în care calendarul a fost folosit. Conform lui Ilig, calendarul gregorian introdus în anul 1582 ar fi trebuit să genereze o diferență de 13 zile între acesta și calendarul tropical. În schimb, astronomii și matematicienii care lucrau pentru papă au constatat că este nevoie de o ajustare de doar 10 zile. Auzind acestea, Iliga a concluzionat că diferența de cele trei zile care nu s-au adăugat în calendar sunt exact cei 297 de ani, an despre care acesta consideră că nu au existat niciodată. Herbert Illig crede că am fost păcălit să funcționăm după un calendar care nu este adevărat. Acesta vrea să demonstreze lumii că între 614 și 911 ani au fost adăugați în mod incorrect, la fel ca toate scrierile, domniile și tot ce ține de acea perioadă. este destul de greu să demonstreze așa ceva. Nu susținem faptul că această teorie este neadevărată, însă Ilig are nevoie de ceva mai multe dovezi care să ne convingă. Dacă teoria cercetătorului german ar fi adevărată în perioada fantomă, nu ar trebui să existe nicio construcție cu toate că sunt menționate aproximativ o 1000 de clădiri despre care se crede că ar fi fost ridicate în acea perioadă. Teoria înființată de Ilig este mai mult bazată pe absența unor dovezi. Dovezi. Mai exact, lipsa de dovezi arheologice și documente pentru ultimele secole din primul mileniu. Ba chiar mai mult, acesta neagă existența lui Carol cel Mare, care este piesa centrală a dovezilor existente din acea perioadă, interpretându-l ca pe un scenare creată de biserică pentru a explica existența falselor secole. Ipoteza timpului fantomă oferă puține explicații cu privire la motivul pentru care alte civilizații precum China, India și Persia și ar fi umplut paginile cu evenimente și conducători care nu existau. Ar fi și mai greu să explicăm ascensiunea lumii islamice și cum s-a răspândit în Orientul Mijlociu, Africa de Nord și Iberia. Mai mult, se părea că Ilig și adepții săi nu prea înțelegeau arheologia și dendrocronologia, care oferă dovezi puternice că datele stabilite sunt corecte. La fel ca oamenii de știință este normal să ne împărțim în două categorii. Fără îndoială, teoria lui Ilig este interesantă și merită cercetată în continuare. Doar imaginați-vă cum ar fi să aflăm că dintr-o dată ideea lui s-a confirmat și că de fapt trăim în anul 1723. Sper că nu se vede transpirație. E 10.40, filmăm și episodul ăsta trebuie să se posteze la ora 2. MA58, ăla cu anul 1723 dubla 2. Am uitat să șterg ochelarii. O luăm de la cap. Not sponsored.